Bine v-am regăsit! Invitata mea de astăzi este Dana Nealcoș, o creatoare de conținut de succes, cunoscută pentru videoclipurile sale de tip Reels și TikTok, și vreau să aflăm de la ea cum mai funcționează algoritmii pe Instagram și TikTok, de ce este important să facem Reels și cum lucrează ea cu clienții. Bine ai venit, Dana! Bine te-am găsit, Alexandra! Și mulțumesc mult că ai spus da invitației mele! Cu mare drag! Cred că e onoare de fiecare dată când sunt invitată să vorbesc undeva și să împărtășesc din ce știu să fac. Pentru început, poți să ne spui câteva cuvinte despre tine și cum ai început tu să faci Reels? În realitate, experiența mea de 7-8 ani vine dintr-o zonă de public speaking, unde aveam ca și client pe Ovidiu Oltean și cu el făceam cursuri. Practic, în momentul în care și-a dat drumul Reels-ul, să zic așa, mi-am dat seama că este o oportunitate pentru mine să mă duc accelerat în direcția asta, pentru că, de fapt, am abilitățile necesare atât de a vorbi, cât și de a coordona oameni să facă asta. Și mi-am spus că dacă clienții noștri de la public speaking au provocarea de a vorbi în fața oamenilor, oarecum o să fie momentul în care trebuie să se pună în fața camerei și rămân acolo. Așa că, practic, parcursul meu a început din prima secundă în care au pornit reel-urile în Instagram și am văzut ca și oportunitate de a învăța pe ceilalți să vorbească în fața camerei, să se accepte, de ce nu, să folosească structuri și să vadă cât de minunat poate să fie, nu știu, mediul online în momentul în care te expui așa cum ești. Și care sunt micile secrete ale reels-urilor? Cum putem să creștem engagement-ul și numărul de urmăritori? O să spun ceva ce poate nu e pe placul tuturor și cu siguranță n-a fost pe placul meu la început. Cantitate în primul rând, iar apoi calitate. Dar asta nu înseamnă că facem rabat de la calitate și postăm orice. În schimb, dacă îți dorești să crești, pentru început e super, super relevant să înveți să vorbești în fața camerei, să te obișnuiești cu tine, să vezi cum arăți în diferite posturi, cum îți sună vocea, cum joci diferite roluri, că în video ai nevoie să-ți schimbi starea de spirit indiferent prin ce treci tu în ziua respectivă, iar abia apoi să începi să te filmezi. Este absolut imperios necesar să ai abilități ca să dai bine pe cameră, între ghilimele. Dar acest bine pe cameră poate să însemne cumva începutul tău la un nivel bun. Nu neapărat să fii direct profesionist. No, bun, odată ce știm cum să facem lucrul ăsta, ne gândim ce fel de materiale să creăm. Aici ai nevoie să-ți faci un plan bazat pe pilonii tăi de comunicare, fie că faci branding personal, fie că ești firmă, și după aceea să-ți cauți subiecte de discuție. În momentul în care ai subiecte, o să poți să începi să creezi conținut mult. Deci, calitatea ți-o iei din faptul că la început înveți, iar după aceea începi să creezi. Și foarte important este procesul de acceptare. Pentru că după ce ai început să filmezi, e nevoie să accepți că aceasta este imaginea ta de astăzi, așa să zicem, la un 80% din potențial, pentru că mai ai de învățat, dar e nevoie să începi să postezi. Și de acolo, magia. Ok, și dacă nu știi să vorbești, să nu faci reels-uri, pentru că există multe reels-uri doar cu muzică, prezinți ceva. Nu, dar provocarea în situația clienților mei cel puțin este să apară pe cameră. Și atunci noi când facem modulul acela de curs pe care îl avem aproape la fiecare ședință la început, e vorba despre a vorbi, a te arăta, a te mișca natural. Și atunci cumva e un complex. Da, bineînțeles, poți să nu vorbești pe cameră, poți să faci voice-over, poți să pui muzică pe deasupra, poți să te prezinți doar. Dar eu încă n-am văzut clientul ăla care n-are curaj să vorbească, dar n-are nicio treabă să se arate. Nu l-am întâlnit. Deci e un proces de teaching și acolo și de obișnuință cu tine. Și care sunt trendurile acum? Funcționează mai bine reels-urile lungi sau scurte, cu text sau fără text? Hashtag-urile, câte să mai avem sau nu mai funcționează hashtag-urile? Hai să-ți răspund pe rând. E discutabil, scurt sau lung, în funcție de cât de ce abilitate de comunicare ai. Pentru că lungi pot fi cele în care și vorbești ceva, că altfel e destul de greu să urmărești un video de 1 minut 30 doar cu muzică. Slăbuțe șanse să te uiți până la final, statistic vorbind. Și atunci, dacă tu reușești să captivezi atenția publicului, nu știu, 1 minut 30, fă-l de 1 minut 30, pentru că algoritmul va spune că oamenii au stat mai mult pe videoul tău. Și atunci, primești puncte în plus, între ghilimele.
motiv pentru care videoul tău este arătat unui calum mai mare de oameni. Pe de altă parte, dacă avem un video scurt, care este suficient de catchy, astfel încât omul să dea încă o dată să se uite la el, să înțeleagă ideea, să-l mai vadă o dată, pentru că până la urmă e 5 secunde, poți să mă mai uit și nu consumă timp, algoritmul va înțelege pe de altă parte că este atât de relevant încât oamenii se uită de 2, de 3 ori la el. Și atunci întrebarea este, ce conținut să creezi? Sau mai degrabă, uite de care sunt abilitățile tale, uite ce poți să faci mai bine, uite unde tu ai rezultate și creează mai mult dintre acolo, dar prima dată testează. Ok, și legat de hashtag-uri? Povestea asta cu hashtag-urile este interesantă. Chiar astăzi am purtat o conversație cu o clientă de-a mea. Dacă pe vremuri hashtag-urile erau permise să fie la infinit, de aveam o listă mare de hashtag-uri în josul postărilor, astăzi Meta ne recomandă să avem maxim 6 hashtag-uri. Și în principal din cauza faptului că există foarte, foarte mult conținut în online, oamenii nu mai caută chiar așa după hashtag-uri postările și pentru că sunt foarte multe hashtag-uri, ghici unde îți apare postarea cu hashtag-ul tău. Cred că și asta a fost motivul de la Meta, pentru care au stabilit ei că, ok, recomandat este 6 hashtag-uri ca să le pui pe cele generale din domeniul tău sau foarte specifice, dacă vorbești sau videoul tău este despre ceva specific, astfel încât să-ți fie, să zic așa, încadrat undeva, dar eu, de exemplu, am videouri care au ajuns la peste 1 milion de vizualizări și aici vorbim despre Instagram și Facebook, unde știm că e greu să ajungi la numerele astea, fără hashtags. Ok, și pentru că algoritmii se schimbă mereu, cum funcționează acum algoritmul pe Instagram și pe TikTok? Și dacă există diferențe între cele două platforme? Diferențe există. Motiv pentru care noi putem să observăm că pe Instagram, Facebook crești mai greu, pe TikTok crești mai ușor. Unii din clienții mei spun, Dana, hai să lăsăm Instagram-ul că nu mai pot, acolo văd aceleași numere. Dar nu te grăbi, că aceleași numere nu înseamnă că nu te vede lumea, înseamnă că n-ai trecut de o limită. E bine, Meta, care înseamnă Instagram și Facebook, într-adevăr ne limitează creșterea și dacă e să mă întrebi cum funcționează algoritmul, pentru început e nevoie să știm că acolo unde noi tot scrollăm la reel-uri și vedem reel-urile, nouă ne sunt recomandate reel-uri care sunt asemănătoare cu cele la care am dat like sau am stat pe ele. Asemănătoare cu conținutul creat de cineva pe care noi i-am plăcut. Știți povestea și la fel și pe TikTok, știți povestea pe TikTok când cineva își face cont nou și vede toate prostiile pământului și spune vai, dar TikTok-ul nu e de mine, nu e pentru firma mea. Le spun mereu, ok, ai răbdare, te rog frumos, uită-te la diferit conținut, caută oameni pe care îi placi, urmărește și o să vezi că o să ți se schimbe conținutul. Ei bine, din perspectiva asta, platformele se aseamănă, dar când vine vorba despre vizibilitatea pe care ne-o dau ei gratis, TikTok este în continuare mai darnic decât Instagram, dar suntem limitați și pe platforma respectivă. După cum putem să vedem, nu creștem la fel de ușor pe TikTok cum creșteam acum 2-3 ani, când pur și simplu puteai să ajungi la foarte multă lume. Și acum spune-ne cum lucrezi tu cu clienții tăi pentru a-i ajuta să fie mai prezenți în online. În primul rând încep cu modulul de practică. Chiar dacă ei mă angajează pe mine să avem ședințe și la finalul ședinței să avem un număr brut de videouri. Ei bine, nu pot să fac numărul acela de videouri dacă nu-i și învăț cum. Asta este realitatea și mi-am pus module scurte de practică în modelele mele în ședințele mele de Reels, astfel încât să pot să-i cresc. Așa că la început învățăm partea de structurare, partea de livrare, obișnuința cu camera, să te uiți la tine și să-ți placă ce vezi sau să accepti ce vezi, pentru că asta e realitatea pe care o văd oamenii. Să te obișnuiești cu faptul că pe camera arăți ușor diferit. Poate ai cearcăne mai mari, lumina nu ți-e potrivită în momentul în care te filmezi într-un anumit loc și așa mai departe. Gen, să te obișnuiești cu tine și să înveți un pic partea de livrare. Fie când vorbim despre vorbit sau pur și simplu livrare înseamnă corp. Ce faci cu corpul tău, cum te simți, cum arăți, cât de natural arăți. Iar după aceea, efectiv, noi avem pregătite subiectele. Subiectul fiecărui reel, fie că este vorbit, fie că este trend sau așa mai departe și lucrăm foarte organizat bucată cu bucată, astfel încât la finalul ședinței să avem numărul de videouri cu titlurile stabilite împreună. Tot timpul o planificare de-a mea înainte, mereu la ședință este tot organizat și livrăm doar conținutul. Iar planul este pe o anumită perioadă de timp? Da. La început lucrăm pentru o lună.
pentru că există și partea aceea de teaching, iar după aceea lucrăm pentru 2 luni. Mereu avem ședințe în avans ca să nu rămânem fără materiale, pentru că știm foarte bine că algoritmul ne penalizează dacă facem pauze. În măsura în care clienții mei sunt destul de organizați și ei, putem să facem asta. În general, 90% din clienții mei nu au o problemă cu asta, tot timpul avem postări în avans. Și cât de des ar trebui să postăm reels-uri? În fiecare zi? Cât de mult vrei să crești? Încep ședința cu clientul meu inițială, care este obiectivul tău? Cu întrebarea, care este obiectivul tău? Dacă îmi spui că obiectivul tău este să fii prezent în online pentru că toată lumea e, dar nu vreau să fac foarte multe lucruri, atunci mă raportez la obiectivul tău. Dacă obiectivul tău este vreau neapărat să cresc, atunci o să vin și o să spun ce e nevoie să facem ca să avem șansele cele mai mari. Pentru că odată este numărul de postări, dar apoi este abilitatea ta, resursele tale, apoi este și domeniul de activitate, cât de interesant și general este pentru majoritatea lumii, adică sunt mai mulți factori. Și dacă vrei să crești foarte mult, răspunsul este postează în fiecare zi. Hai să zicem 4-5 ori pe săptămână video, adică reels, și restul poți să postezi poză text și postează zilnic de la 6 story-uri în sus. Pentru că fiecare gen de postare are un alt obiectiv intern, ajută algoritmul diferit și în situația asta noi putem să creștem. De ce crezi că reels-urile sunt atât de importante pentru afaceri? Aș zice nu neapărat numai reels-urile. Eu știu că promovez foarte mult ideea fără reels, asta pentru că e ceva mai greu de făcut și pentru prima dată în istoria Instagramului putem să ajungem la oameni care nu ne cunosc și prin organic. Dar este foarte important să-ți faci promovare în online și să fii prezent pentru că lumea este mai mult în online decât în offline. Pentru că ne luăm informația zilnică de acolo. Pentru că în momentul în care vrem să cumpărăm un produs, intrăm nu pe site, pe Insta, pe TikTok, să vedem oamenii ăștia cum sunt, ce produse au. Și de pe Insta intrăm pe site. Real, foarte puțină lume intră pe Google și scrie www.nialcosmarketing.ro. Foarte puțină lume. În schimb, intri pe Instagram și iei link-ul de acolo. Știi? Adică comportamentul clientului este să verifice prin Instagram. Mereu zic clienților mei, nu facem social media organic, postările acelea săptămânare cu obiectivul de vânzare. Nu punem call to action la fiecare postare, începem cu el, cumpăr acum. Pentru că canalele acestea de social media sunt ca un fel de TV, unde te uiți să te distrezi, să afli ceva, să-ți petreci timp într-un mod frumos și productiv, zici tu. Știi? Și ne conectăm mai mult cu povestea din spatele produsului. Exact. Și atunci decizia de cumpărare e mai ușor de luat în momentul în care omul vede poate și echipa, omul vede poate cum s-a făcut produsul tău, îți vede munca și prezența zilnic, omul vede că ai avut și tu o zi proastă. Știi, aici mă refer mai mult la branduri personale. Bine, mai am o întrebare. Un call to action pentru cei care ne urmăresc, care au afaceri și doresc să se promoveze sau pur și simplu vor să fie mai vizibili în online. Faceți reels. Asta e ca să fiu foarte scurtă. Faceți reels. Dacă e să alegi un singur gen de postare, ar fi reels-ul. Dar nu e atât de ușor precum pare, știu. Vă spun doar atât. Celor care nu au început să posteze pe TikTok în ziua 1 sau 100 de când a început TikTok-ul, astăzi, să zicem că au regrete. Am cliente care nu au făcut acest lucru, cliente ale căror domenii de activitate se pretează pentru TikTok și ele au 1000 de followeri pe TikTok, pentru că acum nu e la fel de ușor să crești. Dar, în schimb, domeniul lor de activitate pe TikTok bubuie și se vinde bine. E păcat să nu începi astăzi dacă n-ai început deja, pentru că mâine va fi poate puțin târziu. Așa că începe să faci conținut astăzi, ai curaj să te arăți așa cum ești, pentru că în sfârșit trăim într-o lume în care e perfect ok să avem pistrui și să n-avem nasul perfect și să fim obosite după o zi de lucru. Bine. Mulțumesc mult pentru aceste informații. A fost foarte util. Mulțumesc și eu, Alexandra. Am avut plăcerea să vorbim cu Dana Nealcoș. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Ne vedem pe net.